spune, bună dimineața! Dă un pupic la mami. Pusi. Eu ți-am dat, tu-mi dai și mie. Nu? Nu-mi dai? Îmi dai un pupic? Of! Hai, te rog! Dă-mi un pupic. Bine. Bună dimineața, cu vocea asta minunată pe care o am. Acum se vindecă fetele și ne-am îmbolnăvit noi sau am luat de la ele, habar nu am. Dar vrem să vă spunem că fetițele mele nu mai papă țiții de luni de amiază. Da. Luni la amiază m-am hotărât că le înțarc, pentru că toată lumea îmi spunea că nu am cum să-mi vindec rana de la sân dacă nu mă opresc din alăptat. Și eu tot o țineam pe abia că nu, și până la urmă am zis hai că le înțarc. Și vreau să vă zic că nu a fost așa de rău pe cum am așteptat, deci chiar deloc. Adică lui seara, pe la 9 și ceva, am început să plângă că nu le-am dat, dar s-a oprit, Tea a adormit. Și pentru că avem antibioticul din nopți în 8 ore, a trebuit să o trezesc pe Tea să îl dau. Emma încă nu dormea, încă plângea. Am trezit-o și pe Tea să îl dau, era la ora 10 și a început scandalul până la ora 11. Între timp Emma a dormit și Tea a plâns până la ora 11. Nu ne-a lăsat nici să punem mâna pe ea, era foarte nervoasă, frustrată, sărăcuță că de ce nu-i dau sân? Și după aia a dormit toată noaptea. În prima noapte, când s-a trezit Emma, am încercat să-i dau lapte pe sticlă, apă, nu a vrut nimic, nici apă, nici lapte. Și am zis că-i dau sân. I-am dat sân, cum v-am zis, te-a dormit toată noaptea. Ne-am trezit dimineața. Inițial am zis că o să-i dau sân doar noaptea și la Tea și la Emma până mai îmi scade lactația. Dar am zis totuși că hai că o să încerc să nu-i dau următoarea noapte, adică marți noaptea. Și a venit ziua de marți, toate bune și frumoase, ziua n-au nicio treabă. Marți seara ne pregătim de somn, atâta că până să dormim, ba venea în camera la mine, ba venea la Ionuț, pentru că pe Ionuț l-am mutat în living, că eu când îmi doresc să fac ceva și să și reușesc, îmi doresc să fiu așa singură, să nu mă distragă nimeni, pentru că Ionuț e foarte milos, când fetele plâng foarte mult, el nu rezistă. Și am zis să mă lase să fiu singură cu ele, că nu fac chestia asta. Așa, și până să se așeze la somn, ba veneau la Ionuț, ba la mine. Și când s-o dormim, se cuibăresc amândouă în brațe la mine și somn. Deci nu m-a venit să cred. Chiar i-am zis la Ionuț, zic, atâta m-am stresat și când colo n-am nicio treabă. Tea la fel a dormit toată noaptea. S-a trezit Emma, nu mai știu cât era ceasul, cred că 12. Și nu i-am dat sân. I-am oferit apă, era nervoasă, dar nu plângea cu lacrimi, era așa nervoasă, striga așa, dar nu foarte tare. I-am dat apă și adormea în timp ce bea apă și o puneam jos. Și așa a făcut toată noaptea. Nici nu m-a venit să cred. Dar faza cea mai tare, astăzi e joi, 27 octombrie. Aseară la fel. Ne-am dus să dormim. Emma s-a cerut să stea pe pat, n-am vrut să stea la mine în brațe și a luat somn. Emma a stat așa, aici așa. Am pus mâna după ea și a adormit. Chiar îi scriam la Ionuț că nici 2 minute n-a durat totul. El deja dormea. Și Emma s-a trezit prima oară la 4. Deci când am văzut cât e ceasul,
Zic, nu e adevărat, nu e adevărat. S-a trezit, am luat-o în brațe, i-am dat apă, somn înapoi. La 6 le-am dat antibioticul în timp ce dormeau, nicio treabă, niciuna. Și s-a mai trezit acum. Acum Emma, te iau că mai doarme. Nu mai lăsăm să mai moțe. Dar vreau să vă zic că nu îmi vine să cred că... Mai ales Emma, că te deja avea nopți în care dormea toată noaptea, dar Emma care se trezea din oră în oră și să nu facă scandal, adică eu mă gândeam că o să fie oribil de greu și eu că o să facă crize și o să plângă, dar nici pe departe, deci chiar bine că am reușit. Asta e, mami, ce faci cu telecomanda? Ce faci? Îmi dai pupic acum? Nu-mi dai nici acum? Nu-mi dai? Of. Nu bagi în guriță. Nu-i voie. Broscuță. Da, așa că acum mai trebuie să scap de laptele din sâni. Am înțeles că durează până la o săptămână. O săptămână și să vedem. Câteodată am așa dureri când se prea umplu, dar mai scot un pic afară, foarte puțin. Și am luat și pastile pentru oprirea lactației. Acum sperăm să se oprească și să terminăm cu bine și cu chestia asta. Oricum, nu m-am gândit că o să fie așa ușor. Sunt și bucuroasă și tristă în același timp. Dar bine că am trecut cu bine. Acum mă gândesc că eu am făcut tot ce am putut, le-am alăptat destul de mult, adică Tei are 2 ani și 8 luni, Emma are 1 an și... Cât are Emma, că nici nu mai știu. 1 an și 5 luni. Și na, Emma e... Mai puteam să-i dau încă la Emma, dar n-am vrut să fac diferența, așa că n-aveam cum la una să-i dau și la una să nu-i dau. Am preferat să le înțarc pe amândouă și cu asta basta. Mănâncă pancake. Sunt curioasă dacă o să mănânce mai bine acum, dacă nu mai papățiți toată ziua. Ups! Ai căzut? Ai căzut? Au căzut și moto? Da? Am mai cumpărat un moto pentru că se certau foarte mult pe ele și am cumpărat unul identic, doar că este mai înalt și mai potrivit pentru Tea și ăla mic o rămas la Emma. Și acum am scăpat de o ceartă. Măcar nu se mai ceartă. Am o freză minunată. Unde mergi? Vino aici, te rog frumos să lași pe Tea să doarmă. Emma! Nici mă bagă seama. Eu vreau să fac să curățenie în frigider. Să spăl frigiderul. Și aș vrea să fac o supă de fasole uscată, că n-am făcut de mult. Nu. Papa. Acolo e în cameră. Hai. Le mestecă și le aruncă jos. Emma, aici e apa ta. E bun pancake-ul? Spune pancake. Spune pancake. Oh, ai mușcat degețelul? Ai mușcat degețelul? Mami ține. Mama ține. Da? Da. Bobita mică ți ești. Ei, de ce faci așa? De-aia îți dau eu pancake să-l mesteci. Numai atât. Și să te faci pe pijama. Uite cum ai făcut ursulețul. Of.
fuge ea în cameră, s-o trezească pe Tea. Îi oferă biscuite. Emma! Emma! Acum o să te joacă cu antibioticul. Ursulețule, ai grijă că nu te lovești imediat. Wow! Cine a dormit până la ora 9:30? Tea! Oh, uite ce drăguță ești! Ai dormit bine? Da-i un pupi. Da-i-mă tu pe lat acum! Da-mă tu pe lat! Da, mami, ți-a spus că are bubu și nu. Știu, mami, că tu-ți dorești, dar mami nu mai poate să-ți dea. Nu pot să te țin în brațe. Da, știu că tu-ți dorești. Da, mami are bubu și nu poate să-ți dea. Da, știu, mami, că-ți dorești, dar nu mai. Du-te tu, vrei? Ți. Ai tu aici ți. Nu. Ai ți. Ai ți. Da, dar ai văzut că mami are bubu. Așa cu bubu? Domnișoara, propădita. E frumos? E frumos? M-am supărat pe tine. M-am supărat pe tine. Gata. Gata. Gata, m-am supărat pe tine. Mama. Dar să nu mă mai lovești. Dă-mă un pupic ca să-mi treacă. Și la Tea. Bravo. Da, dar trebuie să nu ne mai lovești. Degeaba ne lovești și apoi ne pupi. E? Ema, bătă ușa. Dă mânuța, spune. Opa! Te iubesc. Vă iubește, mami, pe amândouă. Ema, te iubesc. Te iubesc. Te iubesc. Vrei să dai jos pijamaua? Vrei? Vrei să dai jos? Spune, da sau nu? Vrei să dai jos pijamaua? Da. Da. Hai că te ajută, mami. Da. Hai că ne îmbrăcăm bine. Da, un pupic. Cam așa fac eu mâncare cu fetele. Cam așa arată casa. Ema, unde te urci? Nu. Jos, te rog frumos, te dai jos, nu ne urcăm în dulap. Dă mânuța la mamei, coboară. Așa. Așa. Nu te mai urci în dulap, da? Te joci cu Lego, frumos. Nu. Atunci îl închide mama. Nu ne urcăm în dulap. Cine mă ascultă pe mine oare? Cine mă ascultă pe mine? Ema, uite-te la mami. Hei, nu-i voie, o să cazi. Dă-te jos, te rog frumos. Așa. Bravo. Hai că spală mami frigiderul, hai. Hai să mergem să spălăm frigiderul.
cum ai tati? Nealcoș. Nealcoș. Dar ce ai făcut din vină lui tati? Ce poți? În Iacoșa? Dă-i pupic! Dă pusi! Dă pusi la tăia! Dă pupic! Auci! Auci! Vezi că faci auci, Emma! Faci auci, tati! Nu mă fac, nu mai dă capul! Ce-a făcut Emma? Murdală! E murdală? Vezi că-ți dă pupic! Stai! Unde-i? La ea, am picat pe gol. Emma! Emma, dă pupic la tati! Și la Teia! Dă-i și la Teia, Emma! Ne mâncă în gură ei! Ce faci, Teia? Azi o mâncărâta ta? Ce propedită ești tu! Bună dimineața! Azi este joi. Noi suntem la cafeluță, eu cu Emma. Azi este joi, 28 octombrie și asta înseamnă că eu azi împlinesc 31 de ani. Azi este ziua mea de naștere. Și sunt mai bătrână deja. O să fiu mai bătrână. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătoasă și atât îmi doresc, doar să fiu sănătoasă, că în rest avem de toate și le avem pe toate. Și cel mai important e să fim sănătoși. Azi o să fie o zi de leneveală. Eu de obicei nu mă sărbătoresc de ziua mea de naștere. Îmi doresc doar să mă relaxez. Acum cu doi copii nu o să mă relaxez, nu știu ce, dar o să fie ok. Aș vrea să mergem la piscină după ce vine Ionuț de la muncă, să vedem dacă și reușim. Mergem la piscină! Bau! Emma face Cucu Bau! Cucu!